La dezbatere au participat reprezentanții autorităților centrale, experți din domeniul protecției mediului, membri ai comunității academice, reprezentanții ai diferitelor instituții implicate în implementarea, monitorizarea și controlul directivei nitrați. Pentru perioada 2016-2022, proiectul Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți dispune de o sumă totală de 48 de milioane de euro pentru investiții la nivelul comunităților locale pentru reducerea poluării cu nutrienți, cât și pentru măsuri de consolidare a capacității instituțiilor cu rol în monitorizarea și raportarea calității apelor. Au fost întâlniri directe cu fermierii, 3 campanii care s-au derulat în 207 localități, peste inclusiv cele 87, seminarii locale, peste 6.000 de persoane la care au participat și fermieri, reprezentanții ai autorităților publice locale, localnici, astfel încât să se cunoască pericolul migrațiilor din apă și ce înseamnă consumul îndelungat al unei ape îmbogățite cu nitrați. Am avut o campanie de formare de formatori, pentru că întotdeauna am dorit ca mesajul nostru să penetreze la cât mai multe persoane. S-au format astfel 1.400 de formatori, lideri de opinie. Am vizat aici cadrele didactice, atât din învățământul primar, cât și gimnazial sau liceal, medici primari, medici veterinari, preoți, astfel încât am spus mesajul să difuzeze într-un cerc cât mai larg. Am umblat din gospodărie în gospodărie împreună cu autoritățile locale, dar în momentul în care cetățeanul vedea că culoarea testerului virează foarte mult către mov închis și ea trebuia să rămână roz pal, se îngrijora și întreba, dar ce pot să fac, dar de ce e? Și atunci noi am fost mulți în această campanie, am putut să oferim soluții puntiforme. Păi, era latrina poziționată mai sus decât fântâna. Fântâna nu era betonată de jur împrejur, nu era acoperită. Se mai plimba și cât un porc prin curte. Au fost cazuri și cazuri în care am oferit soluții punctuale. Au fost cazuri în care am intrat în gospodării în care chiar au fost cazuri de intoxicații cu nitrit soldate cu deces. Concentrația era peste 500 de mg pe litru, în condițiile în care concentrația maximă admisibilă este de 50 de mg pe litru. Am găsit o concentrație de peste 500 în curtea unei școli și domnul profesor de sport se plângea că elevii domniei sale nu sunt capabili de efort fizic. Deci am putut să arătăm și să spunem concret, să dăm soluții. De asemenea, am informat autoritățile locale să eticheteze acele fântâni ca nepotabile. Desigur, urmând ca autoritățile să facă toate testele microbiologice și chimice la Direcția de Sănătate Publică. Proiectul Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți a finanțat în județul Vâlcea o investiție care este finalizată, platforma comunală de depozitare pentru gunoi de grajd de la Mihăiești, împreună cu echipamentul necesar, încărcător frontal, tractor cu remorcă, cisternă, vidanță, mașină de împrăștiat gunoi și europubele, în valoare totală de 1,9 milioane de lei. De asemenea, au fost plantate perdele de protecție în localitatea Mihăiești.